Iulian Custerp și Denisa Coțolan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste în prezent, după circa 8 ani de la prima încercare de a forma un cuplu. Pe atunci erau doar niște adolescenți, însă viața i-a adus din nou împreună în cel mai potrivit moment. De când a apărut pentru prima dată pe micile ecrane, Iulian Custerp a avut foarte multe admiratoare, însă se pare că inima lui a fost dintotdeauna la o singură femeie. Denisa, pe care nu a uitat-o nici după ani buni. Ori de câte ori au ocazia, cei doi își fac declarații de dragoste în văzul tuturor. De această dată, Iulian Custerp și-a surprins admiratorii cu un mesaj special pentru iubita sa, la început de an. Alături de un filmuleț postat la Instastory în care se afla alături de partenera sa, Iulian Custerp a scris o scurtă declarație de dragoste, prin care și-a exprimat sentimentele pe care le are față de iubita din liceu, în timp ce pe fundal rula o piesă de dragoste. Te iubesc, a fost mesajul pe care Iulian Custerp l-a scris în mediul online pentru iubita sa. Noi ne știm din liceu, eram clasa 10-a, 9-a și noi am fost împreună atunci în liceu, eram mai mici, mai... După ce a primit nenumărate întrebări despre Denisa Coțolan, Iulian Custerp a mărturisit în cadrul unui vlog care este poveste care îi leagă și cum, după circa 8 ani, au ajuns să fie împreună după o relație eșuată. Cei doi tineri au avut o relație pentru prima dată când se aflau pe băncile școlii, însă care nu a fost menită să dureze la momentul respectiv. De atunci, cei doi au ținut legătura, însă nimic nu s-a concretizat între ei până acum câteva luni, când au decis să mai dea o șansă relației lor. E poveste lungă. Povestea noastră e de 8 ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a 10-a, ea a 9-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte. După care am luat-o pe drumuri un pic separate. Dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum. A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea. În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe aici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți. Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut, a mărturisit Iulian Custerp pe canalul său de YouTube.